Dunărea a înghețat în această perioadă în mai multe zone din Mehedinți, fiind în permanentă monitorizare de către reprezentanții Apelor Române. În unele zone s-au format sloiuri de gheață, iar în altele poduri de gheață. Debitul la intrare în țară la bază este de 2550 metri cub pe secundă, iar media multianuală este 4990, este de mult, la jumătate aproape decât media multianuală. Pe Dunăre avem pod de gheață în zona Orșova și înghețată Dunărea, pod de gheață. Sloiul sunt la Gruia, iar la Bazia și dată la fel, e înghețată pod de gheață, cam astea sunt fenomenele pe Dunăre. Ce înseamnă asta? O să monitorizați în continuare zona? Sigur, noi monitorizăm și sperăm să nu fie evenimente. Transportul fluvial are de suferit, în unele zone fiind restricționat, iar în altele paralizat.